make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem meci în deplasare împotriva celor Alborg, primul meci în Europa League, debutul nostru ca antrenor în cupele europene împotriva lui Alborg în deplasare. Știm că am vins-o cu 6-0 în primul meci, în realitate, dar încercăm și acum să facem mare performanță. Odegaard este accidentat, cum spuneam, 4 săptămâni, trebuia să-l bagi pe ăla, pe Ecean, mai bine, sau pe Filip. Și în locul lui, așa vom lăsa de fapt. Avem doi fundași stânga la rezerve și să jucăm în deplasare împotriva celor de la Alborg. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți în continuare această serie. O centrare acum a lui Bugema pentru Helenius. Este foarte înalt și foarte periculos la cap Helenius. Nu este nici foarte bătrân. Trebuie să fim atenți la el. Ne-a mai marcat asta, știm, în realitate. Lucian Filip pentru Prepeliță, capitanul nostru, alege o pasă la Cristi Tănase. Reintrat în primul 11 Tănase, Bugema reușește să-l oprească și să respingă balonul din fața lui Cristi Tănase. Nu s-a complicat acolo Helenius, foarte periculos la cap. Vom avea bătăi de cap, să spunem, împotriva lui Helenius. Pap și cu Aihan, trebuie să fii foarte atenți. Iată acum pe Christensen pentru Risgard. Risgard, un la un acolo cu Canaihan. Aihan lasă doar pe Pap în careu, dar Râpă reușește să respingă din fața lui Helenius. Iancu câștigă și el la cap, sunt multe dueluri la cap, după cum vedem în debutul acestei parte. Minge la Bugema pentru Helenius, apără Arlauskis. Giderius, Arlauskis reușește să apere excelent acolo și acum Stanciu pentru Kipciu, o lansare pentru Gabi Iancu. Iancu într-o formă excelentă, Iancu, gol! Marchează Gabi Iancu cupele europene, primul său gol în acest sezon în Europa League. Gabi Iancu dintr-o pasă genială a lui Alex Kipciu. Gabi Iancu reușește să îl învingă acolo pe portarul celor de la Alborg. Este 1-0, minutul 24, punctează tânărul jucător talentat luat de la viitorul lui Gică Hagi. Bugema, Arlauskis este acolo, poarta este goală, Helenius ratează cu poarta goală. Arlauskis a ieșit hazardat acolo, dar până la urmă a scăpat, să spunem, nu găsesc cuvântul acum, a scăpat ușor după această fază. Iată pe Iancu nu reușește să treacă acolo, Görter a reușit să recupereze, Görter în continuare la balon. Minge la Risga, Kipciu la balon, o schimbare de partea lui Alex Kipciu, foarte bună la Cristi Tănase, dar Christensen reușește să întoarcă balonul. Până acum atacul lui Alborg nu prea ne-a impresionat, în special Helenius, care a avut o prestație slabă și nu îl putem vedea că n-a avut ocazii, dar din fericire pentru noi a jucat foarte slab, nu a fost deloc inspirat în atac. Augustinusen, wow, dar ce nume ciudat are Augustinusen pentru Helenius, apără Arlauskis, ratare mare, ne salvează aici și Prepeliță, cred că el a fost ultimul care a atins balonul. Incredibilă șansă pentru Alborg, dar avem șansă și noi aici, cât noroc, Jakobsen intră în locul lui Helenius, a fost schimbat până la urmă Helenius, cum a ratat în fața lui Arlauskis, dacă dădea la firul ierbii, Arlauskis nu mai avea ce face acolo, dar totuși îl putem lăuda și pe Arlauskis că a ieșit cu curaj în fața lui Helenius. Minge acum la Jakobsen, nou litrat, Jakobsen, șutează Jakobsen, apără Arlauskis, incredibile prestații pentru Arlauskis, la fel ca în realitate putem spune. Iată acum pe Iancu lăsat, scapă la unul cu portarul, Iancu, gol! Gabi Iancu îi arată acum de pe banca de rezerve, ar trebui să ducă la banca de rezerve unde a trecut Heleniu și se arate cum se execută Olanu cu portarul. Dublă în acest meci pentru Iancu și de ce nu ar putea deveni golgheterul Europa League Gabi Iancu. Excelent a finalizat aici prin picioarele portarului, nu a fost pe lângă portarul, da? Excelent a finalizat aici Gabi Iancu, oarecum în fața porții are cea detenta lui Neymar. Johnson centrează periculos, Bugema și acum Aihan reușește să respingă. Jakobsen foarte activ, foarte periculos, nou intrat, acum sunt pentru Augustinsson.
Ocazii mari pentru Alborg, dar noi ne-am deplasat la două goluri și asta este foarte bine pentru noi. Centrare! Și reduc din diferență, redeschid meciul. Augustinsson este cel care a marcat. Ce, cum a dat centrare de acolo și cu capul Thomas Augustinsson. Foarte periculos danezii de la Alborg, campionii Danemarcăi, să spunem. Raportul șuturilor, cum am fost noi dominați de Alborg? 6 șuturi, diferență 9-3 raportul șuturilor. Alborg a fost peste noi acest meci, dar pe tabelă noi vom lua cele 3 puncte. Până acum este minutul 84 și trebuie să tragem tare. Am văzut cât de bun sunt în duelele aeriene danezii, în special nordicii sunt buni în astfel de duele, de dueluri. Bugema trece acolo în viteză foarte ușor. Aihan nu reușește să oprească, dar este Râpă care respinge foarte bine. Și acum Gabi Iancu, iar și un contraatac. Iancu trece foarte frumos. Iancu de unul singur. Iancu în momentul pasei a fost oprit de Peterson. Minutul 88. Tragem tare cu toții la o victorie, dar balonul este în posesia celor de la Alborg. Christensen comige la Bugema. Vine acolo în fața lui Prepeliță, Bugema și Aihan, foarte bine cu capul, reușește să respingă. Iată acum pe Alex Kipciu, Kipciu cu o viteză excelentă, ca de obicei, minge, n-a fost, a fost Stanciu, doamne. Stanciu acum pentru Kipciu, care schimbă partea la Tănase, extenuat, Cristi Tănase, minge pentru Stanciu. Ce șansă avem aici, dar Nicușor Stanciu putea închide meciul, însă a tras peste poartă, putea închide meciul Stanciu. Larsen a avut noroc aici și Alborg. Mai revenim iată raportul salvărilor între Larsen și Arlauskis. Arlauskis a salvat 6 mingi, iar Larsen doar una singură și nici nu mi-am amintesc pe aia, sincer. Dar Arlauskis a fost geniu în meciul acesta, chiar și în altele de până acum și abia a început sezonul. Ioson cu o minge periculoasă. Cât ghinion putem avea, cât ghinion, iată. Cred că Jakobsen este cel care a marcat. Arlauskis a și atins acolo mingea, da, Jakobsen. Schimbare inspirată făcută de antrenorul lui Alborg. Dacă marca acolo Stanciu, închidea meciul. Din păcate 2-2. Așa a fost Steaua în cupele europene în acest sezon. Nu a avut deloc noroc. Nicușor Stanciu, mulțumesc că a jucat, dar degeaba dacă nu a făcut mai nimic pentru noi. Băgăm, dar Filip poate juca și funda stânga, în caz că nu știai, și mijloca stânga, în caz că nu știai. Băgăm campionat pe Filip împotriva celor de la CSM Seaj în deplasare. Bosoi este în flancul stâng, Bosoi continuă, spune că nu-i fault acolo. Este fault pentru Iași. Golubovic este cel care execută centrarea periculoasă. Tănase reușește să respingă acolo și un contraatac cu Gabi Iancu, care este de unul singur. Iancu se duce, este faultat, urât din partea moldovenilor. Dar nu-i nimic, oricum nu cred că mai putea continua acolo Gabi Iancu, așa este bine că a scos ceva, poate maximum din acea fază. Acum Prepeliță pentru Filip, Steliano Filip se uită și centrează, îl vede foarte bine pe Tănase, gol! Cristi Tănase reușește să marcheze cu o lovitură de cap din pasta de gol a lui Steliano Filip, centrare splendidă, foarte inspirată a lui Filip și Cristi Tănase de pe loc cu capul, nu-i dă nicio șansă portarului lui CSM Seaș. 1-0 pentru FCSB, avem avantaj pe tabelă. În minutul 19 a marcat nimeni altul decât Cristi Tănase din pasta lui Steliano Filip. Da, iată că și el își dă drumul la joc. Cum spuneam, concurență mare pe flancul stâng între Toșca și Filip. Deci Ghierme nici măcar nu mai intră în discuție aici, serios. Ionson pentru Mihai. Mihai acum pasă la Filip, care reușește să îndepărteze balonul. Chelaru recuperează pentru Johnson, foarte bine Prepeliță, Filip, Lucian Filip, avem doi Filip în echipă și a tracum pe Stanciu. Și a primit de la Lucian Filip, Stanciu. Și încearcă o pasă în adâncime plămadă, reușește să respingă. Lucian Filip se duce de unul singur, Filip trece foarte frumos. Hai, Filip intră în zona centrală. Filip în vinclu, nu se poate, Kipciu, bară! Incredibilă ocazie, bară și a lui Kipciu, dar în prim plan a lui Filip. Ocazie uriașă de 2-0 pentru noi, balonul nu a intrat în plasă aici. Senzațională ratare acolo, în două rânduri la aceeași fază.
puteam să ne deplasăm așa de vreme, dar rămânem însă cu picioarele pe pământ. Iată că cei de la CSMSH au un contraatac în flancul stâng. Mihai pentru Fabio. Fabio abia se ridicase și a primit imediat de la Mihai. Prepeliț acum pentru Stanciu. Stanciu mai departe la Cristi Tănase. Tănase 1 la 1 cu Mihalache. Tănase este oprit de Mihalache pentru un moment, pentru că Stenea lui Filip îi pasează. Foarte bine au curs pasele între Filip și Tănase, jucătorii noștri de pe flancul stâng, fundașul stâng, Filip și mijlocașul stâng, Tănase. Iată acum pe Alexandru Chipciu, centrarea lui Chipciu la a doua bară respinsă de Mihalache și avem aruncare de la margine, minutul 43. Steleanu Filip pentru Tănase. Hai Tănase, Tănase cu o centrare bună la a doua bară. Va fi corner. Dima a respins în corner. Prepeliță este acolo să execute, dar vine să-l ajute Gabi Iancu. Iancu! În sfârșit, credeam că va scăpa acest balon, dar din fericire pentru noi nu l-a scăpat. Wow, degajare bună, râpă să linșește totul. Pa pentru Staciu, care trage peste poarta ieșenilor. Minutul 45, 1-0 pentru noi în continuare. A marcat Cristi Tănase din pasa de gol a lui Steleanu Filip. Johnson, periculos, Johnson convinge la Golubovici. Arlauschi, ce reflex are aici. Bine că totuși Golubovici a tras pe el, deși dacă dormea la acest balon Arlauschi, noroc că a prins balonul în brațe. Iată acolo o neînțelegere între mijlocașii noștri defensivi, Filip și Prepeliță. Fabio periculos în carul nostru, cât de tare ne-au luat moldovenii. Mihai acum pentru Mihalache. Mihalache periculos, nicio schimbare nu s-a efectuat la nicio echipă. Știm că noi nu prea avem oricum cu schimbările. Mihai centrează și Arlauskis este foarte bine. Giderius Arlauskis. Iată la cum pe Iancu pentru Stanciu. Stanciu, Nicușor Stanciu se duce de unul singur, are viteză bună Stanciu. Este oprit însă de piciorul stânga lui Dima. Suntem aproape de finalul meciului, avem 1-0 și suntem pe cale să luăm cele 3 puncte, dar să vedem pe Stanciu. Stanciu știm că nu are noroc pe final de meci. Iată însă acum în ce trâmp periculos la a doua bară, gol! Alex Chipciu! O pasă de gol, o centrare foarte bună la Nicușor Stanciu la a doua bară, iar Chipciu reușește să trimită balonul în plasă. 2-0, închide meciul, așa trebuia să facem atunci cu Alborg. Dacă făcea Stanciu 3-1, nu mai aveam nicio șansă danezii atunci. Dar încă o dată spun, ăsta este fotbalul, știm cu toții. Este 2-0 pentru noi și nu se mai poate întâmpla nimic din acest moment. Am securizat cele 3 puncte și suntem foarte bine, stăm foarte bine în campionat. Dacă am fi obținut și acea victorie în Europa ar fi fost genial. Arlauskis s-a descurcat foarte bine. El nu a avut ce să facă, apărarea noastră în meciul din Europa a fost praf. Se încheie meciul, cum spuneam, 3 puncte foarte importante luate de noi. Tănase un meciul în notă destul de mică, după părerea mea, doar nota 7. Sergian Luchi cere și el să joace. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Ultra FIFA, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!